Haideți să rămânem pe picioare, să deschidem cuvântul Domnului la Faptele Apostolilor în capitolul 16 și cu Evlavie să urmărim începând cu versetul 23. Faptele Apostolilor, capitolul 16 și să începem citirea cu versetul 23. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Amin. Doamne Tată, toți suntem aici. Avem nevoie de Tine, avem nevoie de cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, vorbește-ne prin cuvântul Tău. Vindecă-ne, luminează-ne, îmbogățește-ne și fă credința noastră să crească, Doamne, în urma auzirii cuvântului Tău. Te slăvim, te mărim și îți mulțumim. În numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru mesajul minunat pe care l-am primit în fratele Marc. Avem fiecare din noi un scop în viață și scopul este să-L slujim pe El, este să-L vestim pe El, lumina feței Lui să o oglindească peste fața noastră și oamenii care ne văd să-L vadă pe El, oamenii care ne aud să-L audă pe El, pentru aceasta trăim. Dacă avem posibilități și suntem binecuvântați material, este ca să investim în împărăția Lui și dacă știm să investim în împărăția Lui, El va face în continuare ca hambarele noastre să crească și bunăstarea noastră să prospere dacă știm să investim pentru împărăția Lui. Făgăduința Lui. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate acestea alte vor veni pe deasupra. Doamne ajută-ne să căutăm interesul împărăției Tale. Adesea sunt frământări în bisericile noastre, sunt probleme în familiile noastre din cauza că noi căutăm interesele noastre. Doamne, luminează-ne, Domnul ne-a vorbit astăzi, să știm că noi trăim pentru împărăția Lui. El are de unde să ne dea a Lui cerul și pământul, El poate să ne binecuvinteze din abundență cu mult mai mult decât putem să cerem, să visăm, să dorim noi. Dar El vrea să vadă că noi suntem interesați de împărăția Lui. Acum, iubiți frați și surori, în această zi, mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă este că atitudinea noastră sau felul cum noi răspundem la circumstanțele vieții determină fericirea noastră sau gunoiul nostru, dezastrul nostru. Este foarte important cum reacționăm la ceea ce ni se întâmplă în viață. Noi suntem chemați de Dumnezeu să-L reprezentăm pe El, nu oricum. Ca și copii al Lui, Tatăl nostru din ceruri este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și noi trebuie să știm că suntem fii de Dumnezeu. Pentru știind aceasta, noi niciodată nu o să fim jos. Vrășmașul vrea să ne țină jos. Dar știți că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Important este ca noi să privim în sus, de acolo ne vine izbăvirea. Ca noi să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Aici, pe pământ, mai mult ca oricând, dacă dimineața am văzut la news un articol din New York Post, pământul întreg, planeta întreagă, este în fire. Toate războaiele acestea,
economic suntem ruinați. În toate privințele, dacă te uiți, avem motive de îngrijorare. Dar noi știm cine e Tatăl nostru, slăvit să fie numele Lui. Deci, frați și surori, e foarte important atitudinea pe care o avem în orice circumstanță, în orice situație. Noi suntem fii de Dumnezeu. Tatăl nostru e Dumnezeu. Și noi avem îngerii Lui în jurul Lui, în jurul nostru. Donald Trump a trebuit să-și schimbe planurile în campanie, pentru că Secret Service au spus că nu pot să-i asigure protecția, pentru că oamenii de la Secret Service au trebuit să îi protejeze pe demnitarii care au venit la Națiunile Unite. Secret Service a trebuit să-l protejeze pe președintele Iranului, care plătește oameni ca să-l omoare pe președintele Trump. Frate și soră, cu noi sunt îngerii lui Dumnezeu. Îngerii lor văd pururea fața Tatălui. Feriți-vă să vă tămați pe unul din acești micuți, pentru că îngerii lor văd pururea fața Tatălui. Noi avem fiecare din noi, copiii lui Dumnezeu, îngeri păzitori, care sunt puși ca să ne apere, să ne păzească. De aceea, noi nu trebuie să ne apărăm, nu trebuie să ne căutăm dreptul, pentru că sunt îngerii lui Dumnezeu, care când suntem nedreptățiți, când suntem, de aceea Dumnezeu este sprijinul văduvei, sprijinul orfanului. Totdeauna Dumnezeu e aparte celui care a suprit. Ferește-te să fii asupritor, frate și soră. Domnul să ne ajute totdeauna să fim cei care ridicăm, ca să ne asemănăm cu Tata. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. 4 puncte aș avea în mesajul de astăzi, atitudine. Și prima atitudine este atitudinea de pocăință. Când greșim, dacă ne cerem iertare, de obicei scăpăm mai ușor. Că e vorba în casă, când copiii greșesc și vine la părinte și spune, îmi pare rău, tată, iartă-mă, mamă, iartă-mă. Cum să-l mai pedepsești? Și așa e și tata. Dacă ne cerem iertare, dacă ne pare rău, sau chiar dacă vreți în instanță, sunt criminali care în tribunal, dacă au remors, dacă le pare rău, dacă regretă, și jury și judecătorul vede că omul acesta regretă ce a făcut, scapă mai ușor. Dacă vede că stă tare în ceea ce a făcut el, îi se dă maximul pedeapsă. Și câteodată, dacă ați văzut, poți să fii arestat la domiciliu, să stai în casa ta, sau poți să faci cine știe câți ani de pușcărie. Depinde de atitudinea care o ai. Vă aduceți aminte că românii au tare multe vorbe frumoase. Este o vorbă care spune, capul plecat, sabia nu-l taie. Multe divorțuri ar fi fost salvate dacă soțul și soția sau amândoi spuneau un pagă rău. De multe ori, tensiunile din casele noastre și din familiile noastre, din bisericile noastre, ar fi evitate dacă am ști să spunem ne pagă rău. Acum, vorbind de instanță, știți cine este apărătorul nostru? Că dacă ați văzut, sunt criminali, care, domnule, a fost dovedit că sunt criminali, vă aduceți aminte de OJ și alții, pentru că au avut apărători buni, avocați buni, au scăpat. Știți pe cine avem noi ca avocat? Cei care au bani mulți, au avocați puternici. Noi nu avem bani mulți, dar îl avem pe cel mai puternic avocat care există în universul acesta și este Domnul Iisus Hristos. 1 Ioan 2:1 spune copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel răstignit. Și când noi spunem, iartă-mă, Tată, îmi pare rău, Domnul Iisus spune, Tată, pentru El a murit, pentru ea a murit. De aceea să nu permitem diavolului să spună că nu mai avem iertare, că Dumnezeu nu ne mai iartă, pentru că El a luat asupra Lui toate bolile și păcatele noastre. Și prin sângele Lui suntem iertați. Și apoi mai este încă, știți că avem doi puternici avocați.
Romani 8:26, Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. De aceea să nu întristăm pe Duhul Sfânt. De aceea să lăsăm pe Duhul Sfânt să se manifeste în noi, să clocotească în noi. Și când ne rugăm câteodată, când cântăm, când auzim o cântare cu har, când auzim o predică cu har, dintr-o dată simțim că, domnule, avem energie, avem putere, fredonăm cântări, ăsta e Duhul la lucru. Și El mijlocește cu suspine negreite, El știe ce urmează să se întâmple, noi nu știm, dar El știe că e Dumnezeu. Și mijlocește pentru împrejurarea când ai un timp, când te lovește o mașină undeva sau cine știe, vine un virus, vine o primejdie. De aceea este important Duhul să fie în noi, să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Dacă întristăm pe Duhul Sfânt, cine mai mijlocește pentru noi? Romani 8:27. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. El știe care e voia lui Dumnezeu. El știe ce să ceară pentru noi. Și te pomenești numai că ești omul potrivit, în locul potrivit, la timpul potrivit, și ai pus mâna pe o binecuvântare și ți s-a oferit o posibilitate de job, de business, de slujbă, de ministry, pentru că Duhul Sfânt a mijlocit pentru tine. Și de aceea e important, Pavel spune, mă rog, în limbi, și spune corintenilor, mai mult decât voi toți. Deci el așa de mult se ruga, stătea înaintea lui Dumnezeu, vorbea în limbi, pentru că și când noi comunicăm cu Dumnezeu prin vorbirea în limbi, diavolul nu știe lucrurile lui Dumnezeu. El nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu în noi vorbește taine. Și diavolul se gândește, încearcă, presupune, dar nu știe ce să roagă Duhul Sfânt în noi. De aceea este foarte important să ne rugăm în limbi, să ne rugăm acasă, să ne rugăm în ogădăiță, să ne rugăm când suntem pe drum, să ne rugăm când suntem în călătorie, să ne rugăm ziua și noaptea, în orice vreme, să ne rugăm. Oamenii lui Dumnezeu s-au rugat foarte mult. Ucenicii în textul de astăzi, ei se rugau și cântau cântări de laudă. Diavolul, el nu știe ce gândești. El poate să spună în minte gânduri și aveți grijă. De aceea este foarte important orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Că vine diavolul și pune în mintea noastră cine știe ce gânduri de descurajare, gânduri de judecată, gânduri de invidie, gânduri în care îl pune grește pe Dumnezeu. Și știți ce face el? După ce el bagă în mintea noastră și el știe ce o băgat în mintea noastră, el știe la ce ne gândim noi acum, de aceea este important să nu lăsăm gunoi în mintea noastră. Dacă vine, nu știu cine a spus, nu poți, parcă Martin Luther, nu poți să oprești păsările să nu treacă peste casa ta, dar poți să le oprești să nu-și facă cuib acolo. Nu putem să oprim gândurile să nu vină, dar nu le lăsăm să stea. Cum a venit vrășmașul cu un gând de îndoială, un gând de judecată, un gând păcătos, înapoi a mea satana. Gândul meu îl pun la Hristos, îl privesc pe Hristos, îl aștept pe Hristos, mă gândesc la Hristos. Dacă vine cineva, vine diavolul să-mi spună un gând rău de fratele și de sora, în mintea mea imediat spun, și pentru el a murit Hristos, și pentru ea a murit Hristos. Și eu orice, de aceea e important dacă noi ne ținem mintea curată, viața e curată și avem propășire, avem har, avem ungere, avem inspirație, avem descoperire, rugăciunea are putere, cântarea are putere, când mintea este curată, viața este curată. Diavolul prin toate mass mediile de astăzi și prin toate social media vrea să ne bombardeze cu tot felul de imagini, cu tot felul de cuvinte, ca mintea noastră să fie infectată. Să nu permitem diavolului, că știți ce face diavolul? Diavolul se duce apoi la Dumnezeu, că așa spune cuvântul Domnului, el este pârâșul fraților noștri. Spune cuvântul Domnului Apocalipsa 12:10. Pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru. Vine vremea când va să fie aruncat jos. Dar acum vine și îți bagă în minte lucruri urite despre frați, despre surori, despre biserică, despre viață. El vine și spune că viața n-are niciun sens. Ați auzit oameni cu multă școală, cu diplome, cu autoritate, și au ajuns să spună că viața n-are sens.
pentru că nu l-au pe Dumnezeu. Viața fără Dumnezeu n-are sens. Uite că au miliarde de dolari și sunt nefericiți că nu l-au pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte de acel om care nici măcar n-avea cămașă, dar era un om fericit că l-avea pe Dumnezeu. Vă aduceți, știți ilustrația aceea când un om mare, un împărat, a trimis pe cineva, un slujitor de-a lui, să-i aducă cămașa unui om fericit. Și a căutat omul acesta, a căutat până când într-un burdei, lângă un burdei, aude o voce că cântă, că sunt fericit, atât mă simțesc de bine când e Domnul lângă mine. Și omul acesta, bucuros, cât vrei să-ți dau pe cămașa ta ca să o ducă la stăpânul lui? Și omul acela a zis, n-ai ce să-mi dai, n-am cămașă. Dar era fericit, îl avea pe Iisus. Oamenii din textul nostru erau îmbutuci, au fost bătuți bine cu nuiele, au fost aruncați în temnița dinăuntru și ei cântau cântări de laudă. Avem un Dumnezeu mare. Frate și soră, avem un Dumnezeu mare, vindecă cancerul. Ne ajută în orice împrejurare. Este protectorul nostru, este Dumnezeul nostru, este Tatăl nostru, slăvit să fie numele Lui. De aceea este foarte important să nu permitem diavolului să pună în mintea noastră gânduri de îndoială, gânduri de disperare, gânduri de judecată. Noi trebuie să păstrăm mintea noastră curată, mintea noastră este inima noastră. Trebuie să fie plină de Hristos, de dragostea lui Hristos, să medităm la Hristos. De aceea este important să punem cuvântul Domnului în mintea noastră. Deci, în primul rând, atitudinea aceasta de smerenie, de pocăință. Apoi, în al doilea rând, este atitudinea de smerenie. Păcatul care l-a doborât pe Lucifer și l-a făcut diavolul a fost păcatul mândriei. Căci el s-a gândit să fie ca Dumnezeu. Era pe pământul acesta era întreg. Nu erau țândără cum sunt continentele astăzi. Era o grădină splendidă. Cântări, muzică, pietre scântietoare, fericire cum nu putem să ne imaginăm. Da, și el era stăpânul pământului. Dar nu s-a mulțumit, el a vrut să fie ca Dumnezeu. Și și-a făcut de gând să se ridice și și-a pus în mintea lui, voi fi ca Dumnezeu. Și din cauza că a venit gândul acesta în mintea lui, a ajuns din Înger al Luminii, Înger al Întunericului. Și din Lucifer, Luceferul de dimineață, a ajuns diavolul și Satana. Și îl așteaptă o veșnicie, focul veșnic al iadului. Iubiți frați și surori, haideți să avem în noi gândul care a fost în Hristos Iisus, măcar că era Fiul de Dumnezeu. N-a considerat ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Deci în orice împrejurare noi să dăm slavă lui Dumnezeu. Când avem ceva, vine diavolul să ne pună în minte, ca tine nu-i nimeni. Noi să spunem, nu nouă, Doamne, și numele Tău de slavă. Dacă am ceva, este că Tu mi-ai dat. Dacă am sănătate, e că Tu mi-o dai. Dacă e orice casă, familie, nume, diplome, orice, e meritul Lui. Fără El nu sunt nimic. 1 Petru 5 cu 5 spune, fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. 1 Petru 5 cu 6, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui, El să vă înalțe. Mi s-a spus de Iosua, i-a venit vremea, l-a pregătit și apoi l-a înălțat și Dumnezeu a fost cu el. Când ni se întâmplă unele și altele în viață, frate și soră, este că Domnul ne pregătește ca într-o zi să ne înalțe. La vremea Lui. El are o vreme hotărâtă pentru fiecare din noi. Chiar și Domnul Iisus dă o pildă în sensul acesta, vorbește în Luca 14 cu 10, spune, când ești poftit la masă la cineva, nu te așeza pe locurile cele din tâi și du-te și te așează pe cel din urmă. Ca apoi când va veni stăpânul și spune, prietene, mută-te mai sus, lucrul acesta îți va face cinste
înaintea tuturor. Luca 14:11, că oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Domnul Iisus a venit ca să slujească și noi trebuie să slujim celor din casa noastră, celor din biserica noastră, celor din societatea noastră, adică totdeauna să fim gata să facem bine, totdeauna să căutăm interesele împărăției. În al treilea rând, atitudinea în încercare. Și avem exemple multe în cuvântul lui Dumnezeu. Și mi-a fost puternic cuvântul pe care l-am auzit, l-am spus și altădată la fratele John Hagee, când el era într-o încercare, s-a adus aminte că când a fost în Israel, a văzut odată cum lucrează olarii. Bagă vasul în foc și de multe ori stăpânul ne bagă și pe noi în foc. Și este perioada în viața noastră când suntem în foc. Am trecut prin spitale, am trecut prin foc, dar aurul se curățește prin foc. Și spunea John Hagee, când a scos olarul vasul, l-a atins cu degetul și dacă a scos sunetul care trebuia, a fost bun, l-a scos din cuptor, l-a pus să se răcească și a fost vas folosit. Dacă n-a scos sunetul care trebuie, înapoi în cuptor. Frate și soră, când suntem în cuptor, depinde ce sunet scoatem, depinde ce atitudine avem. Personal am trecut pe acolo. După încercare mare, a venit alta și mai mare, dar am zis, prima dată ne-am păcut gânduri de ce și cum, când a venit a doua încercare, am zis, Doamne, Tu le știi pe toate, slavă Ție. Și am scăpat. Atitudinea care o avem când suntem încercați determină nu numai cum ieșim, determină și cât stăm în încercare. Că dacă știm să ne credem în Dumnezeu, în foc a fost aruncat și a drag mesaj la Benego. Dar Dumnezeu n-a trimis un înger să fie cu el în foc. Însuși Domnul s-a dus cu ei în foc. Când noi suntem în încercare, dacă știm să ne credem în Dumnezeu, că și-a drag mesaj și-a Benego, așa, împărate, Dumnezeul nostru poate să ne scape. Dar și dacă nu ne scapă, noi ție tot nu ne închinăm, chipului tău nu ne închinăm. Noi rămâne credincioși Lui. Și atitudinea aceasta, în fața mulțimii acelea de oameni și în fața împăratului și a lumii întregi, a făcut să se vadă că au un Dumnezeu viu. Doamne, ajută-ne să ne credem în El. E importantă atitudinea. Altul, s-a vorbit recent aici de Iov, după ce și-a pierdut toate turmele și de oi, și de boi, și de cămile, și-a pierdut copiii, și-a pierdut fetele, a pierdut sănătate, a pierdut tot. El spune, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Dar iată, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Atitudinea aceasta, frate și soră, dacă o ai, suntem mai mult decât biruitori. Câteodată ni se face nedreptate. Câteodată suntem batjocoriți. Câteodată suntem în cine știe ce situație. Dacă știm să dăm slavă lui Dumnezeu, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă mi se întâmplă ceva rău, nu știu ce bine poate să iasă din asta, dar știu că El are tot un control. Știu că El are un plan. Și dacă mă încred în El, El pe Iov nu L-a lăsat. I-a dublat totul și i-a dat încă 10 copii, pentru că și pe ceilalți 10 aveam și fratele mare de spus, cu asta ne ducem în cer. Cu copiii noștri. Ăștia snopii noștri. Cu oamenii care îi mântuim, cu ei ne mergem în cer. Palate și câte ori fi pe pământul ăsta, focul le arde pe toate. Dar dacă știm să salvăm un suflet, dacă știm să-L vestim pe Dumnezeu, să încurajăm, cu oamenii aceia ne întâlnim în cer, cu ei să fim în cer. Și răsplata va fi mare dacă numele Lui dai un pahar de apă. Darmite să mai pui 1.000, să pui 10.000, să pui 100.000, să te investești în împărăția lui Dumnezeu. Frate și soră, care vă sacrificați pentru lucrarea Domnului, mare va fi răsplata voastră în cer. În ziua necazului, Psalmul 41, nu-l lași când e pe patul de suferință. Dacă te îngrijești de cel sărac, ajungi în încercare,
dintr-o dată miraculos, îți vine vindecarea, îți vine salvarea. Să descoperi un medicament chiar atunci când tu ai nevoie. Dacă știi să te investești în împărăția lui Dumnezeu. Apoi ajungem la exemplu pe care l-am citit, la miezul nopții, că ei erau în încercare, Pavel și Sila. Se rugau și cântau cântări de laudă, iar toți cei închiși îi ascultau. Mă gândesc oare ce s-o fi rugat Pavel și Sila? Pavel și Sila știu că sunt aici întemnițați. Și oamenii lui Dumnezeu întotdeauna, ei nu sunt nepăsători de ce este în jurul lor. Vameșul, preotul și levitul, nu i-au interesat de ce-l căzut între tâlhari. Că ei s-au grăbit la casa Domnului, la templu. Dar samariteanul s-a oprit în dreptul lui. I-a interesat, oamenii lui Dumnezeu sunt interesați de ce este în jur. Și mă gândesc oamenii aceia când i-au auzit pe Pavel și pe Sila că ei se roagă pentru întemnițați. De obicei, la oameni li frică de cei întemnițați. În temniță, care e mai tare, ăla domină. Au venit oamenii aceștia care, contrar la ce se obișnuiește de obicei în temniță, probabil că i-au auzit rugându-se pentru cei întemnițați, pentru salvarea lor, pentru eliberarea lor, pentru viitorul lor, pentru mântuirea lor, pentru casele lor. Și de bună seamă că au strâgnit interesul, i-au ascultat și cântau cântări de laudă. Ce se întâmplă când te rogi lui Dumnezeu? Ce se întâmplă când, vedeți, noi așteptăm minunile și ne întrebăm unde sunt minunile. Odinioară auzim că au fost așa de multe minuni, dar printre noi astăzi nu prea mai sunt minuni. Dar auzim la frații care merg prin India, merg în Africa, merg în America de Sud, merg pe câmpul de misiune și ne mirăm că mai sunt și astăzi vindecări, mai sunt și astăzi eliberări. Pentru că minunile nu sunt date să facem spectacole în biserici. Minunile sunt date ca să întărească mărturia Evangheliei. Și când oamenii aceștia merg pe câmpul de lucru, pe câmpul de misiune, să-L vestească pe Mântuitorul și să salveze oamenii de la pierire, atunci vine Duhul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și se întâmplă minuni. Iubiți frați și surori, misiunea noastră în lumea asta este să vestim Evanghelia. Evanghelia este veșnică, cuvântul acesta al Evangheliei e singura carte care transformă viețile. Sunt multe cărți informative, dar Biblia este cartea care transformă, este viață, este Hristos în ea. Și am auzit recent, David Jeremiah vorbea de Billy Graham. Billy Graham a fost, când a fost recesiunea și dezastru în America, el a prezentat Evanghelia și Evanghelia este soluția pentru recesiune. Când au fost așa de multe războaie, războiul din Coreea, războiul din Vietnam, războiile din Golf, în orice situație, el prezenta Evanghelia ca soluție. La problemele sociale din America, divorțurile și drogurile și toate, el predica și spunea că Evanghelia este soluția pentru toate. Astăzi Billy Graham e cu Dumnezeu în ceruri, dar Billy Graham continuă să predice și astăzi. Știți că predicele lui Billy Graham sunt cele mai ascultate din tot internetul de astăzi. În cu AI-ul de astăzi au fost oameni cu înțelepciune care s-au pus viața în slujba Evangheliei și traduc predicele lui Billy Graham în Parsi. Și astăzi este o puternică trezire în Iran. Și Iranul este o explozie a Evangheliei. Predicele lui Billy Graham sunt vestite în limba parsi și iranienii primesc cuvântul lui Dumnezeu. Frate și soră, vine Domnul. Când Evanghelia aceasta va ajunge până la marginile pământului, atunci va veni sfârșitul. Și orice village, oriunde, în țările musulmane și peste tot până la marginile pământului, Evanghelia merge prin YouTube, Evanghelia merge prin TikTok, Evanghelia merge prin Facebook, de aceea vestiți Evanghelia. În fiecare zi, puneți un verset din Biblie. Dacă aveți un moment de inspirație, puneți telefonul și spune: Domnul meu e puternic, este viu. Asta e Evanghelia. Iată ce mi-a făcut Hristos, mi-a transformat viața.
Așa este explozia în Iran, în Iran. Oamenii aceștia, când ajung la descoperirea adevărului, lor nu le frică de Hristos, lor nu le frică că își vor da viața pentru Hristos. Accidental am dat peste un mesaj de-a meu din 2008 și l-am ascultat. Și mi-am ascultat o ilustrație acolo care am spus-o, de care am uitat. Aici, în America, erau doi prieteni, unul musulman și unul creștin. Și pentru că erau așa de bine și de aproape unul de altul, s-au hotărât într-o zi să își schimbe cărțile. Creștinul lua Coranul, să citească Coranul, și musulmanul a luat Biblia și a citit Biblia. Spre surprinderea creștinului, musulmanul a venit plin de emoții, plin de bucurie. Ce prieten ești tu! Tu nu mi-ai spus de cât suntem noi prieteni și mâncăm împreună. Tu nu mi-ai vorbit de Iisus Hristos. Mahomet e mort, dar Iisus e viu. Frate și soră, vă dați seama ce avem noi? Evanghelie vie, în fiecare zi să vestim Evanghelia, cu oricine stăm de vorbă. Să mi știi, am avut un prieten foarte bun în Portland, Daniel Gale. Am fost business partener cu el. Ne întâlneam cu oameni de afaceri. Aveam și companie de loanuri și veneau reprezentanți de la bănci mari ca să ne explice de programele lor. Și noi ne gândeam cum să fim mai bine, să fim, beneficiem de programele lor, să avem grijă ce spunem. Dar Daniel Gale, orice ocazie avea cu oricine, oricât de mare ar fi fost omul acela, prima dată îl întreba, cum să ai cu Iisus Hristos, îl cunoști pe Iisus Hristos? De multe ori când îl auzeam, parcă... Și oamenii, am văzut când vedeau pasiunea lui, dacă intra omul acesta într-un gas station, dacă îl oprea poliția cu oricine, el vorbea de Iisus Hristos. Ca și Enoch, atât de mult l-a iubit pe Domnul, că Domnul l-a mutat acasă la 30 și ceva de ani. Dar așa trebuie să fim noi, să avem pasiune pentru Hristos, pentru Dumnezeu. Să fim ca și copiii, copiii se bucură, copiii au entuziasm, copiii iubesc, copiii iartă. Suntem copii al lui Tatăl nostru din cer. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Când ei s-au rugat și au cântat, s-a făcut cu tremur. S-au cutremurat temnița, au căzut legăturile. Oamenii au urmărit câștigul. Pavel are o vedenie. Un om îi spune... Treci în Macedonia și ajută-ne. Oamenii lui Dumnezeu au călăuzire de la Duhul lui Dumnezeu, dar sunt atenți la ce le vorbește Dumnezeu. Câți dintre noi n-avem vise? Și cum vine și câteodată unele vise par foarte interesante. Și Dumnezeu ne vorbește de multe ori, în multe feluri, dar noi nu luăm aminte. Omul acesta a cheltuit, a luat câteva corăbii și a ajuns în Filipi, prima cetate din Ținutul Macedoniei. Ce au făcut oamenii lui Dumnezeu, ce facem noi? Au căutat un loc de rugăciune. Ne-am dus lângă apă, unde știam că este un loc de rugăciune. Și acolo au găsit niște femei. Ce au făcut? Le-au vestit cuvântul Domnului. Și acolo Lidia, femeie de afaceri, vânzătoare de purpură, temătoare de Dumnezeu, primește cuvântul și ea și toată casa ei este botezată. Și iată că baza bisericii din Filip este o femeie, Lidia, vânzătoare de purpură, dar temătoare de Dumnezeu. Și apoi, în fiecare zi, mai multe zile la rând, ei mergeau la locul de rugăciune. Să roagă frații de noi, haideți joi la rugăciune. Acum, ultima dată, îmi spune fratele Dani, toți care predicați, barăm o dată pe lună să veniți la rugăciune. Frate și soră, hai să aprindem focul în rugăciunile noastre. Oamenii aceștia în fiecare zi mergeau la locul de rugăciune.
Și mergând la locul de rugăciune, să știi că câteodată te întâlnești cu dracu. Că vine o femeie, o ghicitoare, și strigă, oamenii aceștia sunt oamenii Dumnezeului celui viu și ei vă vestesc calea neprihănirii. Man, bun mesaj. Uite mă și ce reclamă ne face. Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu n-au nevoie de... Câteodată Dumnezeu și pădracul pune să tragă la carul Evangheliei, dar oamenii lui Dumnezeu, Pavel, năcăjit, s-o întors spre ea și nu vorbi cu ea, o vorbi cu Duhul din ea, în numele lui Iisus. Ieși afară! Și o ieși chiar în ceasul acela. Dacă n-au văzut stăpânii femeii că le-i s-au dus nădejdea câștigului lor, în loc să fie uimiți de puterea lui Dumnezeu, ca și cei cu porci, s-au înfuriat, s-au întulburat și i-au prins și i-au băgat în temniță. Dar ce au făcut ei în temniță? Deci, frate și soră, noi vestim Evanghelia. Noi slujim pe Dumnezeu. Și câteodată o să fim bătuți. Și vine vremea curând că o să fim bătuți. Și vine vremea curând că unii din noi o să ajungem în temniță. Dar știți ceva? În temniță, cu Iosif, Dumnezeu a fost. Dacă într-o zi o să fim bătuți, dacă într-o zi o să ni se ia tot ce avem, dacă într-o zi o să ajungem în pușcărie, pentru Hristos merită, căci El va fi cu noi. A făcut minunea Dumnezeu în temniță, s-a cutremurat temnița, au căzut legăturile, au venit eliberarea, temnicerul a fost salvat și botezat el și toată casa lui. Dar iată ce spune Domnul, foarte curând, rugați-vă, frate și soră, Hagai 2:6. Așa vorbește Domnul oștirilor, încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Apocalipsa 16:15, iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol. Cum sunteți? Cum te simți, frate și soră? Gol sau plin? Nu e așa că câteodată suntem goi. E responsabilitatea noastră să ne umplem. Umplerea o face El, dar noi trebuie să mergem la izvor. Ucenicii s-au rugat împreună și s-au cutremurat locul când ei s-au rugat. Este de datoria noastră să mergem la izvor și să ne umplem. Duhul Sfânt să ne umple. Dumnezeu să toarne dragostea Lui în noi, dar trebuie să stăm în prezența Lui. Să fim plini, să nu umblăm goi. Și dacă cumva haina noastră are o pată sau o zbârcitură, în sângele Lui avem iertare. Astăzi să dă iertare. Dacă avem ceva pe cugetul nostru, vă îndemn, vă rog, frate și soră, nu plecați acasă fără să aveți convingerea că sunteți iertați de Dumnezeu. Ai, ești în viață, ai șansa să fii iertat. Domnul iartă. Dacă ne mărturisim păcatele, El este bun și credincios și drept ca să ne ierte. Dacă vrem să umblăm în lumină, în lumina cuvântului Său și să fim noi lumină, să luminăm în lumea aceasta. Luminăm dacă îl vestim pe El. Luminăm dacă ne gândim la El. Dacă ne umplem inima cu gunoi, o să fim gunoi. Și gunoi o să vorbim și gunoi o să trăim. Dar dacă ne umplem cu cuvântul Lui, cu dragostea Lui, cu Duhul Lui, cu îndelemnul Lui, stăm în prezența Lui, atunci o să fim lumină. Doamne, ajută-ne să fim lumini în lumea aceasta. În încheiere, acum vă rog, în momentele acestea, frate și soră, haideți să ne ridicăm pe picioare și orice gând să-L facem rob ascultării de Hristos. Dacă este o îngrijorare în viața dumneavoastră, nu știu de ce, haideți să punem toate la poala crucii lui Hristos. El are putere să ne dea biruință. Nu știu ce cauză ai, nu știu ce situație ai, dar în orice situație El este soluția. În numele Lui vindecare, în numele Lui iertare, în numele Lui binecuvântare, dar haideți să nu fim goi. El toarnă astăzi un delemn, dar haideți să ne umplem cu un delemn. Simți cercetarea, simți prezența Domnului, vorbește în limbi, lasă-L să lucreze, lasă-L să te atingă. El este aici. Noi cântăm o cântare. El este aici. El vrea să facă lucruri noi, cu tine, cu mine, cu noi. El vrea să ducă pe mulți fii la slavă. El vrea să ne dea binecuvântări pe care nu putem să le imaginăm. Vrea să ne dea un viitor și o nădejde. Dar noi, viitorul nostru este în El, este în mâna Lui. Frate și soră, atitudinea care o avem ne identifică și cine suntem. Era al patrulea punct. Dacă suntem mânioși, dacă suntem răi, ne desparte de Dumnezeu. Dar dacă suntem
Ce împăciuitor sunt fii al lui Dumnezeu dacă vestim pacea, dacă îl vestim pe El, suntem copii al lui Dumnezeu. Haideți, frate și soră, în momentele acestea să cerem Domnului să ne încarce bateriile pentru săptămâna aceasta. Nu știu săptămâna aceasta ce o să fie, dar poate ați auzit că sunt trupe și tot felul de mișcări de trupe, literally, pe tot globul, inclusiv în aproape de Alaska și în aproape de Florida. Dar știți ceva? Trupele cerului sunt în jurul dumneavoastră, în jurul nostru. Dacă suntem în legătură cu El, El ne va păzi. Dacă suntem fecioarele înțelepte, o să intrăm cu mirele nostru. Dacă suntem goi, n-avem un de lemn, o să rămânem afară. Vă rog, nu plecați acasă în momentele acestea până nu vă umpleți de un de lemn. Doamne, revarsă un de lemn peste noi. Doamne, cercetează inimile noastre și nu ne mai lăsa robiți de niciun gând. Și fă, Doamne, ca gândul care a fost în Tine să fie și în noi. Un gând de smerenie, un gând de ascultare, un gând de bunăvoință. Doamne, pune în noi credință, să credem. El este Dumnezeu și Tatăl meu și Tatăl tău. El poate să facă totul. Hai să ne rugăm împreună. Doamne, Tată, te rog, privește în fiecare inimă și fă, Doamne, ca în fiecare inimă să fie prezența Ta. Doamne, dacă este vreo negură, dacă este, Doamne, ceva ce nu-ți place Ție, numele Domnului Iisus, dă-mă afară din inima noastră. Și dacă cineva este, Doamne, într-o îngrijorare, într-o frică, într-o temere, Doamne, aceste duhuri, în numele Domnului Iisus, pune-le pe fugă. Și fă peste noi să fie Duhul Tău, Duh de pace, Doamne, Duh de credință, un Duh nou și statornic, Doamne, să cântăm, să Te lăudăm, să Te vedem, să Te auzim, să Te vestim, să trăim cu Tine, Doamne. Folosește biserica Ta, pe fiecare frate și soră din adunare, folosește-ne pentru gloria Ta. Punem sângele Domnului Iisus peste fiecare cămin, peste fiecare familie, peste fiecare copil, peste fiecare bătrân, peste fiecare frate și soră. Punem numele Domnului Iisus. Doamne, dă o săptămână frumoasă, o săptămână de pace, o săptămână de prosperitate, o săptămână de succes, o săptămână de biruință, Doamne, în fiecare casă. Și fă, Doamne, ca fericirea și pacea să fie în fiecare inimă. Te slăvim, Te mărim, Tată, și îți mulțumim că ești cu noi. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dacă worship-ul poate să vină să cânte, ca să terminăm cu cântarea, ar fi minunat. Nu? Vă dorim poftă bună și o săptămână binecuvântată de Domnul. Dacă worship-ul poate să cânte, haideți, haideți. Că e frumos să plecăm acasă cu cântare. As we dismiss church today, let's stand together and be reminded of God's goodness and His protection. I know we sang it at the beginning of church, but for me, the song is an encouragement for the rest of the week. Eu mă încred în Domnul, El conduce viața mea. Mă încred în Domnul meu, îmi conduce inima. Mă încred în El în orice ceas din zi. Mă încred în El orice ar veni. And no matter what happens this weekend, let's be strong, let's be courageous, and let's trust in the Lord. Eu mă-ncred în Domnul, El conduce viața mea. Mă-ncred în Domnul meu, îmi conduce inima.
Yeah, I was. I mean, all of them were pretty, but like,